Ministrul Agriculturii, la ultima conferință de presă, a numărat bobocii mandatului Ministerului pe ultimii 2 ani și jumătate de activitate. Printre realizări, extinderea sistemului de irigații, mai mulți bani intrați în agricultura internă din fondurile europene, suprafețe mărite protejate de sistemele antigrindină și, nu în ultimul rând, programele de susținere a unor segmente importante din industria agricolă, programe demarate în mandatul ministrului Daia. Trecem în revistă alte două subiecte atinse de Petre Daia la întâlnirea cu ziariștii. Să începem cu banii de investiții. Am avut obiectivele de investiții, de toate obiectivele din agricultură, ca și care au fost îndeplinite la zi. Deci, toate obiectivele din agricultură au fost îndeplinite la zi. Aceste sume pe care le-am adus în România au putut fi introduse în economia țării în primele luni ale anului, ca acești bani să facă alți bani. Tot timpul se fac reglaje și e firesc să se facă reglajele acestea în execuția bugetară. Pentru că una este prognoza și alta e realizarea. Eu mă aștept la bani mai mulți pentru investiții. Întrucât, și am discutat acest lucru, întrucât în Ministerul Agriculturii, la ANIF, toate lucrările de investiții sunt avansate, unele dintre acestea cu un an de zile mai devreme realizate, motiv pentru care, sigur că trebuie să aduc banii pentru a onora pe cei care mi-au, constructorii care au efectuat aceste lucrări. În rest mi-am făcut și buget bun și execuție bună. Vom avea.